Andrei, tocmai s-a încheiat antrenamentul oficial. Cum a decurs ședința de pregătire înaintea meciului de mâine? A fost un antrenament bun. Consider că suntem pregătiți pentru partida de mâine seară. Trebuie să fim precauți și concentrați pentru că este o dublă manșă și trebuie să facem o partidă bună mâine și să scoatem un rezultat pozitiv. Întâlnim campioana Belarusului, o echipă care vine și a peruta campioanelor eliminată fiind din Champions League. Ați studiat, ați analizat această echipă, cum ți se pare? Da, am studiat cu mister. Într-adevăr, orice echipă, împotriva oricărei echipe care este campioană în țara respectivă, sunt o echipă bună. Trebuie să ai o mentalitate puternică și o formă foarte bună timp de un sezon. De asta adversarii pe care îi întâlnim sunt la un nivel ridicat, dar și noi trebuie să intrăm mâine concentrați și determinați pentru a scoate un rezultat bun, pentru că sunt convins că mâine seară nu o să se joace calificarea și trebuie să avem o partidă cât de cât echilibrată în Gruia. 8 meciuri oficiale până acum, cel de mâine va fi al 9-lea, în mai puțin de o lună. Cum vă simțiți după aceste meciuri? Da, într-adevăr, este o perioadă încărcată. În același timp, consider că suntem obișnuiți pentru a jucat în fiecare an aceste meciuri, dar trebuie, într-adevăr, să demonstrăm pe teren, pentru că până acum nu am scos rezultatele pe care ne le-am dorit. Sper ca, după ultima victorie din campionat, să ne revenim puțin din punct de vedere al moralului și să facem mâine o partidă bună pentru a continua pe un trend ascendent. Jucăm în Turcia, împotriva unei echipe din Belarus. Puțin ciudat această aventură, însă poate mai ciudat și mai nasol pentru voi ca și fotbaliști este faptul că se va juca fără spectatori. E greu să joci pe un stadion gol? Da, știm ce s-a întâmplat în acea perioadă când a fost pandemia, când voiam să vină suporteri alături de noi, pentru că îți dă altă stare, altă euforie, ești mai determinat, când te aplaudă lumea, vă dați seama, ești și mai concentrat, îți dai viața practic pe teren. Acum noi trebuie să fim conștienți că mâine este un meci oficial, un meci din preliminarii Conference League. Deci chiar dacă se joacă fără spectatori, noi trebuie să fim conștienți că este un meci oficial și nu un meci amical și asta cred că va conta cel mai mult mâine, cine va intra cât mai repede în ritmul partidei.